de mult am avut o conferință de presă, dar lucrurile se succed foarte rapid și este nevoie, cred că, să lămurim unele probleme ca să nu treacă neobservate de la zi la zi, să uităm pe mâinul pe ușor și nu e bine. Deci mie nu, eu am afirmat de la început și mie nu-mi place să fac atacuri la anumite persoane și aici mă refer la candidații la primărie, dar ceea ce s-a întâmplat ieri mă face să vă spun clar că va trebui să-l fac obligatoriu pentru un candidat un mare mincinos. Și acesta este deputatul Roman, care candidează la primărie. Deci, micul zvonist a început să vorbească prostituri mai mari pe la televiziune și nu putem să-l lăsăm să treacă așa neobservat. Este vorba de afirmația care a făcut-o el într-o emisiune TV electorală, cum că ar avea înțelegeri cu USL-ul, inclusiv la nivel local. Așa s-a exprimat, i-am văzut în direct și cred că nu pot să neze așa ceva. Eu vreau să vă spun foarte clar, în primul rând, îl fac un mare mincinos și eu vă spun foarte clar că nu are niciun fel de înțelegere cu USL, nu are niciun fel de sprijin și nu vom colabora niciodată cu candidatul respectiv. Aceasta este poziția noastră și îl rog, dacă face asemenea afirmații, să spună clar și despre ce este vorba, nu că s-ar fi înțeles cu cineva din partid. Fiindcă noi avem niște reguli foarte clare în USR, noi suntem o alianță între PNL, PSD și PC, iar tot ce s-a discutat și la nivel central, absolut oricine din această uniune USR, indiferent de poziție, că e la nivel local, că e la nivel județean, că e la nivel central, care face vreo înțelegere cu unul dintre oricare alt contracandidat, acela va fi ras. Las ca un rahat, așa, nu-mi place termenul, dar asta este, că dar cine face asemenea înțelege, sunt niște rahați, pentru mine. Și pentru tot programul și tot ce s-a stabilit la nivel central. Deci nu putem să afirmăm așa de capul nostru, să ducem lumea în eroare, că eu am înțelegere, acum am auzit că afirmă și care înțelege și cu Boteș și cu Cindrea, că el îl sprijină toată lumea și restul sunt toți la cheremul lui. Nu se poate așa ceva, nu-mi place și eu l-aș ruga să o să facă o dovadă că are o înțelegere cu cineva, dacă USL locale, niciun caz nu are, dar eu vă spun care sunt, să le spun așa, directivele de la nivel central, deci nu există și oricine va fi sancționat, indiferent de la ce nivel va fi, care fac asemenea înțelegeri cu contracandidați, indiferent care e contracandidat. Că e Neamțu, că e Roman, că ceilalți de la celelalte partide, nu contează. Nu avem niciun fel de înțelegere cu niciunul. Noi mergem pe candidatul nostru, Eugen Moraru, și aș vrea și insist încă o dată, că eu știu că are tot felul de practici, sunt practicile PDL-ului și astea cu mita electorală care continuă, sunt, e treaba lor acolo să fie foarte atenți că s-ar putea să fie sancționați dur și se sancționează penal și această mită și se continuă din toate informațiile care le avem. Sperăm să avem și probe la un moment dat ca să oprim o dată și această măsărie, fiindcă cred că a trecut timpul să mai mergem pe minciună și pe influențarea aceasta prin tot felul de cadouri a electoratului. Nu, fiecare este, are dreptul să voteze așa cum îi spune conștiința, așa cum crede el că va fi bine pentru el și nu pentru alții, să voteze pentru mine. Vorbeam zilele trecute de tehnica PDL-ului cu șantajul DNR-ului, acum am ajuns că să dezmințim anumite minciuni, nu o să mai pomenim prea mult numele acestui contracandidat, fiindcă nu face plăcere nici se face în publicitate. Dar ceea ce a făcut este, încă o dată vă spun, o minciună ordinară. Și, pe urmă, ceilalți care au urmat, în aceeași oră electorală a dânsului, erau, nu știu, eu rog un coleg, poate spun poziția și față de acești oameni, pe care chiar cunosc bine și unii am colaborat cu ei, dar mie îmi pare rău de asemenea poziții. Eu vă mulțumesc și asta e ideea pentru astăzi.